Câteva sute de angajați din sistemul instituțional de protecție a mediului au protestat în Piața Constituției față de salarizarea pe care aceștia o consideră modestă. Salariații din cadrul Ministerului Mediului au protestat ieri în fața Parlamentului României. Ei sunt nemulțumiți de inechitățile salariale din cadrul instituției respective. Alte forme de protest, respectiv greve spontane, au fost organizate în toată țara în decursul lunii aprilie. Însă doleanțele salariaților nu au fost luate în considerare de către factorii de decizie din administrația centrală. Conform mai multor protestatari angajați în instituțiile de profil, cuantumul salariilor pe care îl primesc pornește de la 900 de lei brut pe lună și ajunge la maximum 2000 de lei pe lună pentru un director de departament, lucru pe care aceștia îl consideră inadmisibil și rușinos.